toată valea asta se duce încolo până iese în vasul lui. Ne-am măturat cu complet toate comunele la rând. Asta e a treia inundație care vine aici. Asta a fost cea mai mare. Asta ne-a afectat foarte, foarte mult pe toți. Pentru a înțelege cât de mare a fost nivelul apei din cauza inundațiilor în comuna Pechea, este suficient să ne uităm la una dintre cele mai vechi clădiri din localitate, și anume la școala din Pechea. Pe pereții acesteia se văd foarte bine urmele inundațiilor. Avem familii care și-au luat copiii și au plecat, că nu mai au nimic. Au rămas numai cu ce au fost îmbrăcați pe ei atât.